بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și în seara asta vreau să vii cu mine să deschidem niște pachete și să facem un SVC dacă totul merge bine. Sper ca totul să meargă bine. Am ajuns acasă de la lucru, am deschis FIFA. Bam! Cadou de la EA Sports pentru cât de mult am intrat în FIFA. Sincer, mi se pare puțin, doar un rar mega pack. Nu știu cât ar fi trebuit să intru mai mult, cât ar fi trebuit să joc mai mult, având în vedere că am undeva la 1100 și ceva de meciuri jucate, doar cele contorizate, fără să punem la socoteală meciurile din friendlies care nu se iau în considerare. Am făcut și câteva SBC-uri de 83 plus upgrade, plus avem premiile de la Squad Battles, unde am avut un Elite 3, deoarece am terminat toate icon swap-urile. Deci avem 7 pachete, avem 3 de 83 plus, avem un rar mega pack, un mega pack și 2 premium gold player pack. Aș vrea să încep cu aceste 83 plus rated, să vedem dacă se merită acest SBC de făcut. Sper să prind din aceste pachete cât mai multe pentru a face what if garantat SBC-ul. Nu avem un walkout din primul pachet, este totuși un board, îl avem pe, cum îl cheamă, îmi scapă, Burki, îl avem pe Burki de la Borussia Dortmund, doar un 84, aș avea nevoie maxim de un 85, aș avea maxim nevoie de un 85 pentru SBC-ul de what if garantii. Mergem pe un mega pack, 30 de cartonașe, dintre care 18 rare și nu avem walkout, avem totuși un board down, îl avem pe Falcao? Nu, cine e ăsta? Zapata de 83. Falcao, ce Dumnezeu am zis acolo. Ne întoarcem la încă un 83 plus garantii, bă, mi-ar prinde, mi-ar place să fie un walkout din ăsta. Nu-i nici mă din asta, băi, incredibil, e 83 plus și nu dai walkout, Brazilia, ce a me, Coutinho de 83, fai, din 81 pic, mi-a picat atât de bine, iar din 83 plus upgrade, nu îmi dai un amărât de walkout, un amărât de 85 măcar. Nu pot să înțeleg logica și n-avem walkout nici de data aceasta. 83 plus upgrade nu este nimic. Este un 85 în sfârșit. Nu, un 83 și Lopez e tot 83. Da, upgrade 83 EA Sports. Awesome. Mergem și luăm rar mega pack-ul. N-are rost să... Da. Cadoul de la EA Sports, după cum vedeți, este inutil. Este totuși un inform, este informul de la Monaco, 81, Di Sassi. Minunat, rar mega, pe când ne-a dat să ne ajungă. Și în spate se află un Schmeichel de 84 și atât. Ne-a omenit EA Sports, ce mai putem să spunem pe această cale, absolut nimic. Și avem două Prime Gold Player Pack de la Squad Battles, pe vedem, poate ne scot ele cu ceva. Nu este walkout, bine înțeles, nici măcar board, îl avem pe William Jose. Și ultimul pachet, înainte să facem motivul ăla, n-avem. Acum, ce putem să spunem mai mult? Este un board down Tagliafico de la Ajax, 84. Am mai cumpărat 3 de 85, l-am luat pe Eriksen, Koke și Pjanic. De Dembele nu-mi pasă, am jucători infinit mai buni în club. Hai să luăm garantii what if player and please don't disappoint me că am dat vreo 40.000 de coins
pe jucători, practic îmi trebuie un jucător mai scump de 40.000. Hai cu un walkout, hai cu ceva, cred că toți sunt walkout, dacă stau bine să mă gândesc. Da, este walkout, what if, garantat. Brazil, CB, hai de morți și răniții mei, Marcelo, Doamne ferească Dumnezeu, de ce mai încerc cu jocul ăsta? Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod minunat, extraordinar, mirific, what if, garantat, ce-ar fi dacă m-aș lăsa de jocul ăsta, garantat. Ne auzim și pe Instagram, dacă vreți mergeți și dați un follow acolo, like și subscribe aici, ar fi minunat și m-ar ajuta enorm. Până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ceau! Bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătămen, da tu, ești bătămen, bătă, bătă, da bătămen.